Ce este de spus în legătură cu expoziții? Faptul că în lumea asta artelor, de niște decenii, ca să nu zic de un secol și mai bine, s-au căutat forme noi de expresie, s-au căutat noutățile din domeniul formei și, din păcate, de foarte multe ori, s-au uitat fondul, adică ce dorește autorul să transmită. Pentru că arta poate să redea o imagine, să redea o stare sau o idee. Și se întâmplă adesea ca această simbioză între idee și imagine să fie conținută într-o lucrare care aparent pare să fie dedicată numai primului sau celui de-al doilea aspect. Vedeți, în momentul de față noi trăim o situație foarte, foarte confuză. Citeam undeva că la Christie's o lucrare de Magritte s-a vândut cu 28 de milioane de dolari. Wow! 28 de milioane! Pe de altă parte, compatriotul nostru, Denie, a înregistrat și el scoruri tot de ordinul milioanelor și mă întreb, oare de ce? Oare cum? Știam, de exemplu, că până să intre pe mâna unui agent, care, în paranteză, fie zis, era și avocat, Brâncuș era o persoană exotică, cunoscut în Montmartre, mai mult pentru faptul că invita prietenii la o masă cu mămărică și șampanie. Combinația trebuie să recunosc și pe mine mă liniște, dar asta e altă treabă. Ei bine, o asemenea notorietate este foarte departe de ceea ce are realizat acel director de vânzări, acel agent comercial, care l-a adus pe Brâncuș și acolo unde, de altfel, și merita. Același lucru s-a întâmplat și cu Moore. Aproape același lucru s-a întâmplat și cu Kandinsky. Dar, dincolo de toate astea, aspectul pecuniar este cel care pare să prevaleze în zilele noastre și pare să ignore ceea ce de altă începusem prin a spune că fiecare artist își are publicul său, fiecare artist găsește în public oameni care să rezoneze la ceea ce transmite el. Ce ne oferă artistul de astăzi este o rezonanță foarte interesantă la ceea ce înseamnă nu spațiu neolitic văzut în formula blagiană. Nu. Peisajul românesc, așa cum este el, și despre care doamna Brâncuș a și spus niște lucruri foarte bine simțite, dar nu vreau să intru pe teritoriul ăsta. Sunt mulțumit doar că l-aș citat pe Rădulescu Motru. Rădulescu Motru fiind singurul filosof român cu sistem, care a avut un sistem filosofic. Restul, să mă ierte Dumnezeu, intră la categoria gânditor. Și în perioada interbelică, ca să nu mai vorbim că noi am ajuns acum la paradoxul că avem filozofi fără sistem, moraliști fără moral și mulți alții eius benvarine, cum se zice. Ei bine, un Christie vine și îți face o mărturisire extraordinară. Frumosul în viziunea sa este poate ceva mai mult decât ceea ce ne apare nouă la o primă vedere și
și reprezintă o formulă prin care ne invită să rezonăm. Ne invită să fim alături de el. Vedeți? Artistul este o oglindă a unor realități, a unor stări, a unor idei, etc., etc., dar este oglindă a unor realități. Această oglindă, sigur, este departe de ceea ce Mircea Vulcănescu spunea că este în prodrom pentru teoria oglindirii, o inversare de stânga-dreapta. Dacă ne uităm în oglindă, vom constata că în oglindă stânga noastră devine dreapta și dreapta noastră devine stânga. Parcă ar fi lumea politică de după 89. Ei bine, oglindirea aceasta nu face decât să mărească distanța dintre subiect privitor și subiectul din rama tabloului. O dublează, practic. Uneori chiar mai mult datorită perspectivei. Ei bine, Eckerstein anihilează acest lucru. Și ele, lucrările, ne fac să credem că privim printr-o fereastră către ceva în care, nu cu foarte multă strădanie, putem păși ca la noi acasă. Și asta este meritul pe care eu l-am găsit. Sigur că oricine poate să găsească și altele, nu e obligatoriu, dar există această capacitate a noastră de a ne regăsi în realitatea lucrărilor respective. Tocmai din cauza asta, în momentul în care s-a panotat această expoziție, am ales ca element central lucrarea din spatele meu, o lucrare care merge înspre o zonă nu tulburată de o tehnică anume, să zicem, impresionistă. Nu. O să spun tulburată de emoții. Artistul se emoționează în fața unei anumite imagini și lucrul acesta se simte. Și îl simțim și noi. Și asta este ceea ce, în mod fericit, spun eu, avem în această expoziție. Capacitatea artistului de a trăi împreună cu operele sale. Asta este foarte bine. De foarte multe ori, pe asta se întâmplă și pe la scriitor, doamna Petrescu, apare o carte a unui scriitor și prima declarație a autorului este eu nu mă regăsesc în această carte, de-abia a apărut. E încă așa. E, nu, acum am altă. Deci dezicerea de propria operă este, a spune eu, un fenomen la modă. Îl găsim adesea. Domnul Cristea nu se dezice în niciuna dintre lucrările sale, fie că e vorba de o meteoră, fie că e vorba despre o marină, fie că e vorba de un luminiș într-o pădure iluzorie sau de orice alt peisaj. Iată de ce am această datorie de a spune tuturor, da, 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 veniți, priviți și poate, poate vă va place ceea ce vedeți. Sunt convins că în foarte multe cazuri așa va și fi. Pentru că, vedeți dumneavoastră, până la urmă, dincolo de criticii de artă, de oamenii scrivosiți care au păreri elucubrante și care știu să spună tot soiul de cuvinte pe care pe urmă le căutăm în dicționar. Supremul critic este privitorul. Privitorul este cel care se oprește în fața unei lucrări și zice, că mie asta îmi place. Și vreau să vă spun că are 99,9% dreptate. Așa cum, trebuie să spunem și asta, vine un altul și zice, mie asta nu-mi place.
Și are și ala drept. De ce? Lucrarea respectivă nu l-a găsit pe el privitorul în cadrul publicului său. Și atunci nu e un eșec al artistului. Este un eșec al privitorului. Dacă el se poate confunda cu artistul, dacă are aceleași trăiri cu artistul, în momentul ăla, privitorul ăla merită să fie felicitat, merită să se bucure, așa cum ar trebui să ne bucurăm cu toți de frumusețea artei. Eu zic că aici nu putem opri. Doamna Tătescu, acum nu mai puteți. Scăpați! Bună seara! Bine ați fiți bineveniți la acest frumos vernisaj. Nimic mai nimerit decât o expoziție de peisaje încântătoare după o frumoasă doamnă galbenă. Ne aflăm în expoziția lui Mihai Marin Cârstea, un pictor de o autentică sorginte clasică. Deci ne aflăm alături de un clasic în viață, să zicem. Foarte serios și cu mult discernământ, el a rămas fidel tradiției clasice, a rămas fidel picturii tradiționale românești. Vreau să spun că el duce mai departe bogăția spirituală a marilor noștri pictori care fac gloria galeriilor de artă românească. Așa, dacă am fi să facem o clasificare, am spus că este un artist post-impresionist care poate intra în galeria marilor artiști, poate intra în dialog cu pictorii realiști care noi îi celebrăm și care sunt în muzeele noastre și altele. Deci, Tărăscu, Gheață, mai zic cumva, nici pictura interbelică și pictura care a ajuns aproape de noi, deci ne referim și la cei cât mai aproape, adică să spunem despre Paștina, să spunem despre Sârbulescu, să spunem despre Benone Șuvoilă, deci pictori realiști cu care au cultivat culoarea și expresia ei și care acest tânăr al nostru poate intra în dialog. Sigur, este vorba de o pictură realistă și sunt foarte mulți sofisticați care, mă rog, nu prea agrează pictura realistă. Sunt snobi, evident, dar realismul, luat ca un curent artistic de mare anvergură, care s-a manifestat și în pictură, și în sculptură, și în literatură, a însemnat o cheie de voltă a întregii construcții estetice universale. La un moment dat, chiar dacă nu a mai fost luat așa în considerație, el a rămas și rămâne în continuare. Deci, vorbim de realism, realismul, spuneam, în pictură, în sculptură, în literatură, numai dacă facem o mică un mic rapproșimant cu literatura. Este vorba, de exemplu, opera lui Rebreanu, a lui Agrăbiceanu, a lui Marin Preda,
Sunt opere nemuritoare realiste. Spunea cineva că știe mai multe istorie din romanele lui Rebreanu decât din orice carte de istorie. După cum știți, s-a reluat romanul lui Marin Preda și s-a făcut o altă ecranizare, Moromeții. Deci este viabil și continuă să fie. Deci este un realism autentic în care ne regăsim și ne regăsim cu toții. Realismul nu este numai un curent, este o stare de spirit și trebuie să remarcăm că înseamnă altceva decât firesc, absolut. Ca să vorbim despre Mihai, să vă dăm câteva detalii. Am omis să mă prezint. Eu mă numesc Mariana Petrescu, sunt profesor, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, cu mai multe cărți romane și proză, și sunt și colecționar de artă. În acest sens l-am cunoscut de mult timp, încă de când era student, l-am remarcat pe Mihai Marin Cârstea. În galeria mea sunt pictori contemporani, sunt pictorii generației mele, la care țin foarte mult. În majoritatea sunt prieteni, cunosc atmosfera boemei artistice și am participat la majoritatea vernisajelor lor. Mihai a luat loc de seamă în această galerie și toată lumea m-a întrebat cine e, cum e, și i-am urmărit evoluția care a fost într-adevăr spectaculoasă. După ce a terminat Facultatea de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, a lucrat cu sârguință, a devenit membru a Uniunii Artiștilor Plastici și de atunci a avut foarte mulți colecționari, pentru că românii sunt niște oameni receptivi, spontani și foarte doritori de frumos. Și atunci el vindea cu niște prețuri minime, el era încă la început și foarte multe persoane se pot lăuda astăzi că au pe un perete o lucrare de Mihai. Și pe lângă colegii de vreastă, de vârsta lui, el s-a înconjurat și a frecventat și pe mari maestri. Unii au fost profesori, alții au fost colegi și întotdeauna au beneficiat de ajutorul lui. Și pe lângă faptul că l-au îndrumat, el a știut la rândul lui să-i onoreze. Sunt bine cunoscute în București legăturile lui de întrajutorare și de prietenie cu doamna Elena Munțăchelaru, pe care a ajutat-o cu multe, multe expoziții. El era tânăr, vioi, doamna era mai în vârstă, se deplasa mai greu. Pictorul Alexie Florian, de asemenea, care a fost și profesor. Deci, în spiritul de breaslă și al prieteniei, el fiind un om cât se poate de bun, el a ajutat pe foarte mulți și asta nu a rămas neștiut în lucru. Mergând pe linia evolutivă, expozițiile sale, la care am participat la majoritatea dintre ele, chiar și dacă erau în provincie, au avut mult succes și, de asemenea, mulți colecționari. Un suflu care trece așa prin toată pictura lui este, cum a remarcat și domnul profesor, este acela al românismului. Imaginile sunt foarte bine ancorate în timp, dar mai ales ancorate în spațiu. Am descoperit o lucrare de-a lui pe un perete, la un amic, la Paris. Și a spus, ăsta este Mihai Cârstea. Ce, de unde știi? I-am cunoscut stilul.
Deci sunt foarte bine ancorate și am spune că este un mesager al românismului. S-a amintit aici de Rădulescu Motru, care este filozoful și sociologul care a introdus acest termen și l-a și exemplificat. Și este, din păcate, un termen care nu prea este vehiculat în vocabularul nostru. Este și firesc. Se vorbește puțin de românism. Avem președinte Neamț, Iavol, asta e. Și așa mai departe. Dar românismul există și dăinuie în artă, nu numai în pictură, dar și în literatură, pentru că el face parte din acea zestre ancestrală a poporului român. Continuăm ideea și fără să vă dirigez vizionarea, o să vedeți și dumneavoastră că fiecare pânză reprezintă un colț al țării, reprezintă un peisaj plin de frumusețe. Toată vegetația luxuriantă, tot desișul, pădurea și satele prizărite la orizont, sunt expresie a unui munci care se face și s-a făcut în aer liber. Pictura în plein aer, de mult fructificată de pictori în toate țările, l-a făcut pe viitorul nostru să meargă în mod repetat în natură. El se ducea în satele din Ardeal, se ducea aici în jurul Bucureștiului și întotdeauna era încântat. Natura l-a învățat multe și natura a fost modelul lui de predilecție, cu predilecție. A merge la muncă, a merge la peisaj cu șevaletul în spate, a consacra o zi întreagă în fața naturii și din natură să înveți foarte multe, este exact condiția unui artist. Am văzut nu de mult la Fontainebleau, pe Valea Senei, este acolo vechea școală de pictură, unde au fost mulți pictori și români și au creat. Și acolo sunt pictorii care au creat la Fontainebleau. Înainte de a vedea muzeul, se dă un film. Filmul începe cu o imagine pe care nouă ne este cunoscută și anume Ion Andreescu cu șevaletul în spate, urcând așa pe o cărare spre o pădure plină de foioase. Cunoaștem acest tablou și, într-adevăr, este Ion Andreescu. Asta era condiția pictorilor, să plece cu șevaletul în spate la pictura. Și a devenit acest tablou, într-adevăr, tabloul etalon pentru condiția pictorului. Și Mihai a făcut același lucru, a pictat în natură. Uitându-ne la aceste tablouri și adâncindu-le cu privirea, ne dăm seama că au o forță epică extraordinară, adică ele povestesc. Nu te oprești numai la un gard bătut de vânt sau la copaci aceia care se oglindesc în lac. Ci ei, toată această imagine îți sugerează o poveste cu care poți să mergi mai departe. Ce poate să fie mai agreabil decât să ai pe un perete acasă un asemenea tablou în care să-ți apunzi privirea și să vezi dincolo de căsuțele acelea înghesuite, un sat adevărat care palpită de viață. Deci, faptul că este o operă epică, faptul că ne spune ceva și dincolo de imaginea oferită, îi dă o mare valoare artistică și o mare valoare documentară. Sunt case vechi,
case din Ardeal, case cu o culoare specifică brestelor de altă dată, care ne încântă prin colorit, pentru că Mihai este și un foarte bun colorist. Este un bun desenator, dar și un foarte bun și minuțios colorist. Îmbinarea culorilor, materialitatea lor, armonia lor, ne dă exact un tot, un tat care ne încântă. Dacă priviți numai cerurile prezentate în diverse tablouri, care vorbesc și care sunt extraordinar de expresive. Deci, în afară de faptul că este un bun colorist și un bun desenator, compoziția acestor tablouri este extraordinară. Nimic nu este lăsat la întâmplare, nimic nu este prezentat într-un anumit fel care să deranjeze. Sunt multe tablouri care sunt animate de personaje. Este o viață extraordinară, de exemplu, în tabloul acesta plin de personaje care se duc ele spre biserică, așa. În celălalt tablou cu Hanul și cu Marea Sărbătoare de la Han, se simte și praful, pur și simplu, care este stârnit la jocul de la Han și la persoanele care se tot înghesuie înspre Han. Deci este o viață care palpită. Că este un pictor realist, da, într-adevăr, este un pictor realist, dar este un mare artist care a știut să vadă viața și să nu și prezinte. O să vină un timp când o să ne amintim de casele vechi, pentru că între timp vin buldozerele, între timp vine termopanul, între timp vin tot felul de materiale de construcție din vest și... Linda. Așa. Și vom duce drumul acelor case pitorești de altă dată. Le vom găsi în pictura lui Mihai. Mihai știe să-și aleagă subiecții, știe să meargă acolo unde el va reuși să ne prezinte ceva ce nu vom mai vedea prea mult timp. Ce aș mai vrea să vă spun este că acești mulți colecționari pe care i-are Mihai și care sper să fie și mai mulți, așa, o să-l mobilizeze și să creeze și mai mult. Stau și mă uit la tabloul acela, o stradă undeva în Ardeal, se vede după fleșa bisericii, așa, și care tot se adâncește și se duce și se duce. Deci este o stradă a devenirii, a devenirii noastre. Vă mai atrag atenția la optimismul, romantismul și claritatea, luminozitatea acestor tablouri. Nu sunt tablouri sumbre, nu sunt tablouri cu probleme, nu sunt dramatice. Sunt tablouri frumoase. Tablouri care ne încântă și care ar decora un perete într-o incintă foarte, foarte agreabil. Vă mulțumim pentru participare, vă rugăm să priviți cu atenție aceste frumoase tablouri și să vi le faceți cadou. Începeți în colțul ăla.